salut capricorni, cei care aveți zodia, ascendentul sau luna în capricorn. Voi face etalarea pentru săptămâna 31 ianuarie, 6 februarie. Este o etalare pe domenii de viață. Pentru cei care vreți să primiți și oroscopul pentru luna nouă aveți runele. Oroscopul va fi postat și el și, bineînțeles, și pentru cei care vreți să vedeți o etalare pentru resurse februarie, puteți să vă abonați. Și, bineînțeles, vă mulțumesc la cei care v-ați abonat deja. Și primiți aceste etalări. Îndrăgostiți! Voi aveți un blocaj, un obstacol legat de o iubire, legat de o relație sentimentală. Puteți să luați o decizie. Am putea spune că în fața voastră este acum o uh, alegere. Va trebui să alegeți între viciu și virtute. Este o alegere dificilă, o alegere pe care nu puteți să o amânați. Deci trebuie să faceți această alegere. Întotdeauna spatul arcanei este Alegeți uh, lanțul de, fie, de flori, nu lanțul de fier. Deci, un lanț de fier rezistă mai puțin decât un lanț de flori. Ea mai reprezintă această arcană și gemenii. Dar, în primul rând, este o arcană legată de sentimente de iubire. Haideți să vedem. Bun. Deci pentru voi este importantă această alegere. Voi personal așteptați să primiți niște bani, 10 de monede. Aici reprezintă bani pe care să-i primiți împreună cu familia, bani pentru munca voastră, pentru efortul vostru. Deci așteptați acești bani pe care trebuie să-i primiți. Bani pe care vreți să-i investiți. Uh, este o investiție pe care vă doriți. În schimb, în casa fericirii, a hobbyurilor, a creativității, a copiilor, a iubirilor, aveți aici um, un prinț de spade, un războinic, un războinic capabil chiar să vă rănească dacă el trebuie să-și atingă un scop. Scopul lui este să-și obțină. Ceea ce consideră el că îi reprezintă dreptul lui. Deci aveți această confruntare. Poate fi vorba și de un copil, un băiat, poate fi vorba de un nepot, sau eu știu, poate să fie vorba și de un frate, de cineva care sunteți legați, totuși este casa fericirii. În schimb, în cunoașterea voastră, sau într-o călătorie lungă, Vreți să vă împăcați cu cineva? Poate vreți să întreprindeți o călătorie chiar în străinătate și aveți intenția să vă împăcați la acest drum sau uh, să vă înțelegeți cu cineva, să ajungeți la o armonie, la o înțelegere, la un aspect benefic pentru voi. <coughs> sau cunoașterea voastră, uh, tocmai uh, acesta este scopul să vă împăcați cu o persoană. În ceea ce privește resursele voastre, aveți aici un paj de spate legat de surs, resursele voastre, de bani, de bunurile materiale. O persoană, o femeie care are un aspect dintr-o zodie de aer, de obicei. Deci nu prea se precizează sigur, dar este o femeie dintr-o zodie de aer o persoană tânără, o persoană care vă face o plângere, vă face ceva că reprezintă de fapt o inspecție, aveți o inspecție pe resursele voastre pe bunurile materiale, pe ceea ce e banii voștri. Deci aveți această inspecție, o verificare. În schimb, în, la locul de muncă, aveți o regină de bâte, o femeie matură, care are peste 50 de ani, da? Deci o femeie care are ascendentul Zodia Luna în leu sau în berbec, o femeie energică, hotărâtă, care luptă pentru dreptate, pentru adevăr. Așa sunt, de fapt, toate zodiile de foc. Ei nu prea sunt foarte sentimentali, dar sunt totuși pasionali. Au această pasiune poate să reprezinte o femeie care vă ajută, vă protejează. Dacă sunteți bărbat, dacă sunteți femeie, cu aspectul pe pământ, nu știu dacă vă să mă înțelegeți prea bine cu această regină. S-ar putea să fie o șefă, s-ar putea să fie o colegă, cineva care aveți totuși o fricțiune, aveți ceva legat, s-ar putea Legat de carieră, cariera voastră să fie legată de dreptate. Poate că vreți să vi se facă dreptate în un aspect legat de locul de muncă, de pregătirea voastră, de recunoașterea eforturilor voastre sau chiar lucrați în acest domeniu al uh, justiției. Este un aspect care arată în primul rând această dorință de a vi se face dreptate. Deci trebuie să știți întotdeauna forța de reacție a celelalte persoane, trebuie să cunoașteți dreptatea și adevărul etern, dar și judecata umană pentru a beneficia de această balanță cu spada. Sau poate să reprezinte chiar o persoană care are zodia balanță. Deci, rămâne să vă gândiți voi mai bine. Este o persoană de care depinde cariera voastră. Sau poate să depinde de un proces. În ceea ce unde aș spera să vi se facă dreptate. În comunicarea voastră, aveți aici lumea, judecata, pardon, judecata. Deci, judecata este o arcană majoră care reprezintă și renașterea. Poate că în această comunicare vreți să aduceți o schimbare este o comunicare cu frați, surori, berberi, șoare, persoane apropiate, vecini. Deci în această comunicare voi vreți să aduceți o schimbare importantă, ceva care să vă apropie de ceea ce ar trebui să faceți voi în viață pentru a vă corecta karma, fiindcă această arcană are și un aspect karmic, este o arcană majoră. Deci, țineți cont că e a doua arcană majoră după judecata. După dreptatea este judecata. Deci, judecați această schimbare pe care trebuie să o luați. O judecați foarte bine. Într-un contract, într-o asociere, într-un proces, în căsătorie, poate unii, aveți un moment în care cinciul de spade. Arată șofurie, arată o situație în care vreți să spuneți tot ce aveți de spus și faceți acest lucru. Dar, spunând tot ce aveți de spus, veți primi și voi același lucru, vi se va spune și voi la fel tot ce are de spus această, cealaltă persoană. Și am putea spune că veți ajunge la o despărțire, la o separare definitivă. Încercați totuși să nu vă răzbunați. În relațiile pe care le aveți, aveți împărăteasa, o arcană majoră. Împărăteasa este Venus, mica benefică. Împărăteasa arată o comunicare cu relațiile pe care le aveți, relația pe care o aveți cu prieteni, protectori, asociații profesionale beneficiați de sprijin, de aspecte benefice, de bunăvoința lor, dar întotdeauna în această comunicare și cererile pe care le aveți voi față de ceilalți, trebuie să vă doriți întotdeauna ce este posibil, astfel încât să primiți ceea ce vă doriți. Dacă vă doriți imposibilul, și vreți acest imposibil, atunci vă puneți la dispoziția oamenilor. Deci trebuie să fiți foarte prudenți, să știți să îmbinați o activitate fecundă cu dreapta judecată din care rodesc operele. Împărăteasa este și ea o persoană severă, deci exigentă, la fel cum este și împăratul. Voi nu-l aveți aici, dar aveți în familie un turn. Familia voastră, căminul vostru, este zgâlțit bine de tot de fulgerul lui Marte. Am putea spune că acest fulger vă luminează. Va duce acea lumină în care să vedeți realitatea, să vedeți că, de fapt, ați construit această familie sau căminul vostru, sau trecutul, sau tradiția, sau relația cu un părinte. De obicei, tatăl sau de același sex, ați construit această relație pe o bază instabilă. Trebuie să acceptați stagnarea, puteți să reconstruiți totul, dar trebuie să reconstruiți pe o bază stabilă, fără greșeli, fără imprudențe. Pentru schimbări și transformări, Datorii, aveți o arcană majoră, carul de luptă. Este într-adevăr o luptă acest car de luptă. Trebuie să țineți o situație dificilă sub control, cu eforturi foarte mari. Este o perioadă de stagnare. În care, dacă ați vrea să scăpați de această stagnare și să mergeți să cereți socoteală celor care vă țin în această stagnare, carul de luptă, care poate să reprezinte și racul, va fi destul de dificil, fiindcă trebuie să vă înarmați cu mult curaj, multă energie, hotărâre, dar trebuie să vă cunoașteți drepturile voastre și datoriile voastre. Acesta ar fi aspectul cu carul de luptă. Deci, este o. Aici avem, de fapt, mai multe domenii de viață. Vedeți trecutul vostru, căminul, familia, tot ce poate să reprezinte aici, acest turn. Totul este dărmat. Sunteți puși în fața greșelilor voastre. Acum le vedeți. Și în... la transformări aici aveți. Carul de luptă, ceea ce am spus că reprezintă o luptă, într-adevăr, un efort. În schimb, în casa 12-a vorbim de o casă karmică. O casă unde aveți un rege de spade. Și el tot un suveran, dar el reprezintă de obicei vărsătorul. Este o persoană rece, o persoană mentală, o persoană care... Poate să vă influențeze viața prin faptul că v-a impus niște restricții. El de obicei impune niște restricții. Că este vorba de sacrificii, de izolare, de misticism, de secrete, karmă, aspect pe sănătate. De obicei, acest rege de spade am putea spune este o persoană rece mentală, o persoană care aplică legea, deci poate fi un procuror, un polițist, un judecător, cineva care vă impune. Și am putea spune că nu puteți trece de această persoană, de acest rege de spade ușor fiindcă este în casa sacrificiilor voastre, a izolării, a carmei voastre. Este karma voastră acest rege de spade. Care, de obicei, dacă vorbim de o relație cu un rege de spade, atunci vă gândiți la o persoană care caută foarte mult singurătatea. Aceasta a fost etalarea pentru capricorni. Eu vă doresc o săptămână frumoasă, cu împliniri, și vă mulțumesc pentru timpul acordat.